Dacă azi dimineața am binecuvântat noi pe Dumnezeu, ar vrea ca în seara aceasta să spun ca să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Este același Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ambarele lui sunt pline și e gata să reverse binecuvântarea peste orice făptură. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cântările care au fost pentru tine, care au cântat și pentru cei mai puteriali. Și zic ca aceste cântări să fie spre slava lui Dumnezeu, să ajungă la tronul lui Dumnezeu. Că de fapt, tot ce facem aici, facem pentru numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea, frați și surori, în seara aceasta să fiu puțin mai scurt și aș vrea un alt lucru să mă țin și de cuvânt. Pentru că să știți că nu-mi place deloc și mă supăr pe mine însumi atunci când spun un lucru și nu pot să o fac. Mi-aduc aminte, undeva într-o adunare, un frate care a ținut o predică mai lungă, până acolo că a obosit pe cei mai mulți. Și tata a spus că mă opresc, dar nu s-a oprit. Și până la urmă s-a oprit. Și a spus, mă opresc că am fost cam lung. Și-o dat seama și el. Și o soră mai în vârstă, care gândea cu voce mai tare, i-a spus, lung, frate, prea lung. Și n-aș vrea ca cineva să spună despre mine lucrul acesta sau despre fratele Iosif sau despre toți cei care trec pe aici. Aș vrea doar puținele cuvinte care le spune să fie spre folosul nostru. Amin? Și Domnul să ne ajute și pe noi și pe dumneavoastră la aceasta. Amin? Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte din textul care s-a citit aici și Apostolul Pavel spune, scrie această epistolă, cred că prin anii 60. Cam după vreo 30 de ani aproximativ, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și dacă nu greșesc, această epistolă a fost scrisă când era undeva prin Grecia. A scris această epistolă și le-a scris-o romanilor, bisericii din Roma, de fapt, atunci, în vremea aceea, când în Imperiul Roman circulația era foarte... Să știți că erau mai dezvoltați și mai bine puși la punct de cum ne imaginăm noi. Erau foarte, foarte, foarte bine puși la punct. Și comunicau așa de bine unii cu alții, de ce ne se spunea, toate drumurile duc la Roma. Pentru că romanii așa și-au aranjat lucrurile ca să ducă toate drumurile și toate șosele și toate autorutele noastre de astăzi înspre Roma. Pentru că acolo era centru politic, militar, administrativ și tot. Și Pavel Apostolul le scrie bisericii din Roma. Dar le scrie niște lucruri care m-am întrebat. Și mă întreb dacă sunt valabile și astăzi. Dacă au fost valabile pentru ei atunci și erau valabile, mă gândesc că biserica din Roma le-a primit. Chiar dacă poate au mai strâns puțin din nas și nu le-a convenit unele lucruri, dar le-au primit. Pentru că Apostolul Pavel spune aici, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Și m-am gândit de multe ori de ce Dumnezeu face o separare foarte radicală între firea pământească, care de fapt Dumnezeu a plămădit-o din țărâna pământului, și Duhul lui Dumnezeu. Este o separare foarte radicală și foarte vizibilă. Și știți unde am văzut-o foarte clară? Dacă dăm paginile Sfintelor Scripturi și mergem, în cartea lui Iov veți vedea acolo două caractere foarte diferite unul de celălalt. Vorbesc de Dumnezeu când se laudă lui Satan și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov. Spune, nu este nimeni ca și el pe toată fața pământului. Și începe Dumnezeu și enumeră câteva calități care Iov le avea. Vă aduceți aminte calitățile care Dumnezeu le enumeră? Vreți să mergem să le citim? Să știți că putem să mergem cel mai bine să le citim, să vedem. Domnul a zis Satane, ai văzut pe robul meu Iov. Nu este nimeni ca el pe pământ. Să băgăm de seamă. Este un om fără prihană, cu alte cuvinte, fără de păcat, despărțit de păcat.
n-are nimic de-a face cu păcat. Curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Întrebare. Câte dintre aceste calități sunt pământești, firești, lumești, omenești? Câte dintre ele? Niciuna. Niciuna. Eu nu găsesc niciuna. Eu găsesc că toate aceste calități sunt dumnezeiești. De fapt, vine de la Dumnezeu. Iov ăsta se lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și aceasta este rezultatul trăirii lui, de fapt. Că se lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și uitați caracterul sau nici de cum calități. Uitați oarecum ceea ce privește satana, la ce lucru se uită. Și spune lui Dumnezeu, păi este, prin a parafrazez, este normal, pentru că l-ai binecuvântat. Și știți ce spune el? Un lucru care să nu treacă neobservat. Și turmele lui umple țara. Întrebarea mea este, este cerească lucrul ăsta? Să-ți umple turmele tale țara. În vremurile noastre aici, în Canada, niciunul dintre noi nu ne-a gândit să ne luăm oi sau altceva să ne umplem, să umple țara. Dar dacă punem tot avuția lui Iov, știți cum am putea să-l clasificăm pe Iov ăsta cu bogăția lui în vremurile noastre? Un om sau un patron, un miliardar, care are plin de tracuri, are taxiuri și are tot felul de genul acesta și cămilele și toate astea din astea de cărat. Și toate acestea erau pământești. Și diavolul acestea le vede. Deci două caractere foarte diferite. Dumnezeu aici ne spune prin gura Apostolului Pavel și spune așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii acestei pământești. Și spune mai jos, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. N-aș vrea să vorbim despre lucrurile despre care avem nevoie în fiecare zi. Că avem nevoie, trebuie să lucrăm, trebuie să ne cumpărăm, trebuie să stăm undeva, nu trebuie să fim miloși și nu trebuie să fim leneși. Dar aș vrea să vă spun ceva. Când stăruiești prea mult în aceste lucruri, să știi că firea pământească te atrage acolo la ele. Te atrage la ele. Acolo te atrage la ele. Și au experimentat cei mai buni și cei mai pocăiți oameni care pe care i-am cunoscut și cunoaștem. Mi-aduc aminte de cineva care cu ani de zile înainte să vină în România l-am cunoscut, un om foarte credincios. Un om foarte bun. Am fost cu el în armată și pocăința mea, cum o vedeam față de-a lui, era foarte jos, la un nivel jos. Și o aprecia mult. Și într-o zi, după ani de zile, 20 și ceva de ani, m-a sunat din Anglia. Un apel care nu m-am așteptat niciodată. Zice, ți-aduce aminte de mine. Mi-aduc aminte. Și cum ești? Păi uite așa și așa și așa. Dar nu partea spirituală. Cealaltă care o apreciam eu când eram colegi în armată. O zici, mi-am pierdut farmecul acela. Și am zis, dar de ce ți l-ai pierdut? Cum s-a întâmplat? Pentru că m-am ocupat de altă lucru. Dragii mei, Apostolul Pavel ne spune aici că noi, cei care l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, nu mai datorăm nimic firii noastre pământești. Deci, prin urmare, nu suntem obligați sau nu trebuie să trăim după îndemnurile firii. După îndemnurile acestei firi care, de fapt, ce caută? Să ne despartă de Hristos. Și Apostolul Pavel spune într-un loc, ce ne va despărți de Hristos? Foamea? Sărăcia? Ce ne va despărți de Hristos? Aceste lucruri nu te despart de Hristos. Nu te despart de Hristos. Să nu creadă nimeni că dacă nu are de trei ori mai mult decât îi trebuie, desparte de Hristos. Și ce desparte Domnul de Hristos? O inimă rea și necredincioasă. Și știți când se îngânfă omul? Nu când e sărat. Când are prea mult. Se îngânfă. Și am cunoscut oameni. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne avertizează. Fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Chiar dacă trăim în această fire pământească, noi nu mai datorăm nimic ca să umblăm după îndemnurile ei. Negreșit.
Negreșit, firea pământească se va lupta împotriva Duhului. Împotriva Duhului. Se va lupta atunci când vei vrea să faci binele, firea pământească va fi acolo ca să te împungă tot timpul. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine se lasă călăuzit de firea pământească va muri. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune mai departe că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Aici aș vrea să ne oprim, să poposim, să vorbim câteva gânduri, să fii fiu al lui Dumnezeu. Poate de multe ori ne-am obișnuit cu această expresie. Dar vreau să vă spun că în Vechiul Testament, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, și însăși Domnul Iisus Hristos a avut această problemă cu mai mare lui Israel, știți de ce? Pentru că se declara ca fiind Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi este Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos, când i-a învățat pe ucenici să se roage, le-a spus și ne spune și nouă astăzi să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Și evrei nu se rugau așa, se rugau sau adresau ca unui Dumnezeu. Nu-L numeau Tatăl. Dar Apostolul Ioan ne spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, că ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Deci toți cei care am crezut în Domnul Iisus Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici că am primit un Duh, adică Duhul Sfânt, care ne face că suntem copii lui Dumnezeu. Și spune mai departe, și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Deci atunci când oamenii au păcătuit, când Adam și Eva n-au ascultat, au fost dați afară de la fața lui Dumnezeu. A fost posibilă reîntoarcerea noastră și numirea noastră ca Fiul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, El a făcut posibilă înfierea noastră. Aș vrea să știm lucrul acesta și să înțelegem. Noi din fire eram vrășmași cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a dus în prezența lui Dumnezeu și ne-a numit copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă noi credem lucrul acesta la nivelul teoriei numai. Și am să vă spun de ce. Sau în adevăr îl credem la nivelul minții și a sufletului. Pentru că aș vrea să vă spun că de multe ori oamenii se poartă într-un fel care te întreb de multe ori, oare este copilul lui Dumnezeu sau nu? Pentru că aș vrea să vă spun ceva și lucrul acesta aș vrea să-i las fratelui Iosif să-l explice mai detaliat. Pentru că pentru copii, să știți că există un eritaj, nu? Există o răsplată. Există o moștenire. Dar să știți că moștenirea asta care există, din pricina purtării, știi că poți să o pierzi. Nu este nimic câștigat de la început. Mi-aduc aminte și asta o spun într-o paranteză. O spun într-o paranteză. Aici, în Montreal, este o familie foarte bogată. Un magnat al presei. N-am să dau nume. Și omul acesta avea 3 copii. 2 băieți și o fată. Și omul acesta are un business de miliarde de dolari. Și la moartea lui a lăsat în testament, un testament foarte bizar pentru unii, dar foarte logic pentru alții. În care spunea, cei 2 fii ai mei care sunt implicați în business cu mine și care mi-au urmat învățăturile și standardele familiei, ei moștenesc tot ceea ce las. Iar fiica mea, care și-a ales altă cărare și alt fel de viețuire, după cum o crezut ea, nu-i las nimic. Și nu primește nimic, doar 5.000 de dolari pe lună, ca să trăiască decent, ca și oricare cetățean al Canadei. Și s-a făcut vâlvă mare și ea a contestat lucrul acesta și a spus, nu este drept. Și spera pe acolo, pe holurile Palatului de Justiție, că nu e drept. Dar vreau să vă spun ceva.
nu s-a putut schimba cu nimic. De ce și-a pierdut acest drept? Ar vrea să vă spun, ce angajează ca și fiu? Este o trăire după cum tatăl nostru ne-o cer. Să știți că ca și fiu să te numești Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos n-a luat un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. A fost merit, a slujit și a acceptat tot ceea ce tatăl i-a spus. N-a făcut comentarii, n-a făcut obiecții. Singurul lucru care îl găsim, unde Domnul Iisus Hristos oarecum s-a lăsat puțin dus de partea umană, ca om, a spus, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Asta a spus-o ca și om, nu ca Dumnezeu. Pentru că vedea în față ce o să se întâmple, vedea păcatul lumii care o să vină peste el, îl vedea pe tatăl că o să-și întoarcă fața de la el și a spus-o ca și om, ca și slăbiciunile unui om. Dar nici de cum să se răzvrătească sau să vorbească împotriva lui Dumnezeu că n-ar asculta. Că de fapt, pentru aceasta a venit ca să asculte și spune la capătul rugăciunii, totuși nu voia mea să se facă, ci voia ta, Dumnezeu. Deci, ca să ne numim fii al lui Dumnezeu, dragii mei, este un nume mare. Un nume care, dacă citim în Vechiul Testament, în Vechiul Testament nu-l prea găsim cuvântul acesta să fii fiu, cei care l-au slujit pe Dumnezeu. Mai mult îi numește Dumnezeu poporul meu ales sau copiii lui Israel. Dacă și fiu era ceva nou în Noul Testament și Domnul Iisus Hristos, care s-a declarat Fiul lui Dumnezeu, ne-a trasat o cărare și ne-a spus, uite pe aici cum am trăit eu, așa trebuie să trăiți toți cei care veți fi numiți Fiii celui preanalt, Fiul lui Dumnezeu. Ne-a trasat o cărare, niște standarde. Care standardele acestea, aș vrea să vă spun, nimeni nu poate să le coboare și nimeni nu poate să le urce. De multe ori și vremurile noastre, poate sunt oameni care încearcă să coboare standardele acestea și să spună, nu, dar se poate și așa, se poate și așa, se poate și așa. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu rămâne la aceeași exigență. Dumnezeu nu se schimbă. Dacă Dumnezeu, pe vremea lui Iov, poate cu vreo 2000 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, îi spune Iov, este un om neprihănit, un om fără de păcat, un om care are frică de Dumnezeu, un om care se abate de la rău. Aș vrea să vă spun, calitățile acestea, ce ziceți ca și fii al lui Dumnezeu, trebuie să le avem? Păi trebuie să le avem. V-ați întrebat vreodată cum este să te abați de la rău? V-ați întrebat vreodată, sau ne-am întrebat, nu vreau să zic, să mă iertați, că nu vreau să zic voi și noi, pentru că suntem noi, toți. Ne-am întrebat de câte ori puteam să ne abatem de la rău și nu ne-am abătut. De câte ori ați mers în trafic și ați auzit și ați știți Porsche Champagne FM sau e blocat și aveai timp ca să iei pe oricare parte și ați zis, nu, eu tot pe el vreau să mă duc. Cred că nu este niciuna. Imediat am început să facem niște calcule în mintea noastră, harta, GPS-ul din mintea noastră, o iau stânga-dreapta, nu mă abați cu mai mult. Asta înseamnă să te abați de la rău. Când știi că rău este în față, când știi că rău te așteaptă în față și îl știi, tu imediat, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să te abați de la rău. Pentru că dacă nu, toate acestea se adună și îl supără pe Dumnezeu și riscăm dreptul de copil al lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să vă spun. Spune cuvântul lui Dumnezeu, aici mai jos, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Cum putem să ne testăm dacă suntem copii al lui Dumnezeu sau nu? Este un test foarte simplu. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este Duhul lui Hristos, de multe ori vorbim aici de Duhul Sfânt, și am văzut că tot de atâtea ori, de multe ori, îl ignorăm. Că și cum am zice, nu este important. Dar aș vrea să vă spun ce ne spune Scriptura despre Duhul Sfânt. Duhul acesta Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, acesta te va ridica din țărâna pământului în ziua în care va suna Dumnezeu din trâmbiță.
Și dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu în tine, să știți că Duhul acela nu te va învia și te va lăsa acolo, știți, până când? Până la judecata viitoare. Dar dacă Duhul Sfânt este noi, El ne va învia, ne va ridica de acolo. Că Apostolul Pavel spune, nu vreau să știți, frate, să fiți fraților în necunoștință, că cei adormiți în Domnul, ei vor lua înaintea noastră. Pentru că la ultima trâmbiță, însuși Domnul Dumnezeu, cu sunetul unor arhanghel, când va suna, spune, morți vor învia. Și într-o chipeală de om vor fi schimbați. Trupurile lor muritoare vor fi schimbate în trupuri de slavă. Iată importanța Duhului lui Dumnezeu ca să fie în om. Și atunci te numești copil al lui Dumnezeu. Dar cum poți să-L testezi? Măi, și la aceasta vreau să mă țin de cuvânt. Cugetul nostru și Duhul nostru, aș vrea să vă spun ceva. Unui creștin care trăiește o viață curată, care se abate de la rău, care trăiește în frică de Dumnezeu, care trăiește în fiecare zi aproape de Dumnezeu, Duhul lui, cugetul nostru din noi, cu Duhul Sfânt, nu este niciodată în contrazicere. Totdeauna uit așa să-mi petez. Ca două rol din țară. Și niciodată, niciodată, Duhul nostru din noi, care Dumnezeu l-a pus în noi, niciodată nu o să se opună Duhului Sfânt. Totdeauna o să accepte îndemnurile Duhului Sfânt. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, însuși Duhul, deci Duhul cu D mare, ca versetul 16, Duhul cu D mare, adeverește împreună cu Duhul, cu D mic, Duhul nostru. Că suntem copii al lui Dumnezeu. Când ăstea două, uitați-vă cu băgare de seamă, însuși Duhul cu D mare, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu și Duhul nostru cu D mic. Ăstea două când macează împreună și sunt de acord. Aș vrea să vă spun că este o confirmare că suntem copiii lui Dumnezeu. Încă suntem copiii lui Dumnezeu. Și atâta timp când aceste două lucrează împreună, lucrează împreună spre desăvârșirea noastră, atunci noi putem să ne gândim la o moștenire, la o răsplată care vine din partea lui Dumnezeu. Și despre aceasta spuneam că las pe fratele Iosif să vorbească. Pentru că aș vrea să fiu mai scurt în seara aceasta. Și aș vrea să mă opresc aici și să vă spun, dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca purtarea noastră, umblarea noastră, vorbirea noastră, trăirea noastră, la care ne-a chemat Dumnezeu ca și fii, pentru că l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos și am primit Duhul Sfânt în inimile noastre. Aceste lucruri să dovedească despre noi că suntem copii al lui Dumnezeu. Și să știți că nu ne folosește cu nimic să ne batem cu pumnul în piept. Să spunem, eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa. Aș vrea ca prin trăirea noastră și aș vrea să purtăm numele de copii al lui Dumnezeu cu cinste. Cu cinste. Cazul de care vi l-am spus, cred că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Unul dintre lucrurile care i s-a reproșat persoane respective că și-au pierdut moștenirea și dreptul la sutele de milioane care ea credea că le obține așa. Știți care? A stricat imaginea familiei. Aceasta i s-a reproșat. Și-a pătat numele familiei lor. Bătrânul tată era mândru de numele care îl furta, copiii lui, băieții lui, iar erau mândri de numele care îl furta și s-a reproșat, ai pătat numele tatălui nostru. Și până în ziua de astăzi și-a pierdut moștenirea. Aici nu vorbim de o moștenire, nici de un miliard, nici de două, nici de un ziar, nici de un post de televiziune. Aici vorbim de o moștenire care nu este stricăcioasă. O frumoasă moștenire, spunea un om al lui Dumnezeu, mi-a căzut la soare. Mi-a dat-o Dumnezeu. Să știți, ne așteaptă cerul. Cerul întreg. Ne așteaptă. Ne așteaptă. Dacă trăim ca adevărați copii al lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca să trăiască toată biserica din Montreal. Noi de aici, copiii noștri, cei din România și toate bisericile de pe fața Pământului. Într-adevăr, ca și copii al lui Dumnezeu. Amin.
preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Despre lucrurile despre care Pavel vorbește în Romani, capitolul 7 și capitolul 8, mi-aduc aminte că am vorbit în mijlocul dumneavoastră de foarte multe ori. Unele din lucrurile pe care vreau să vi le spun în continuare le-am mai spus. Poate vi le amintiți, altele poate vi le spun pentru întâia oară. Apostolul Pavel vorbește în capitolul 8, încă de la început, despre faptul că nu mai există cu privire la noi nici o osândire. Ea a existat înainte de a veni Hristos, pentru că toate faptele noastre, chiar și cele ascunse de ochii semenilor noștri, chiar și cele făcute și gândite în cele mai tainice locuri de pe fața Pământului, erau cunoscute înaintea lui Dumnezeu și se constituiau într-un zapis care mărturisea împotriva noastră. Dar slăvit să fie Domnul că pedeapsa pentru păcatele noastre a căzut peste Iisus, prin credința în jertfa Lui noi am fost izbăviți și acum nu mai există nici o osândire. Imaginați-vă dumneavoastră un osândit la moarte care își așteaptă în celula lui sentința. În unele din statele de la Sud, în Statele Unite, încă mai este valabilă sentința cu moartea. Pentru diferite fapte antisociale extrem de grave, societatea, prin reprezentanții ei, decide că un om, poate fi un bărbat, poate fi o femeie, poate fi un tânăr sau poate fi un vârstnic, nu mai are dreptul să trăiască pe fața Pământului printre semenii lui, deoarece reprezintă o primejdie. În dreptul lui se rostește o sentință de executare la moarte, fie pe scaunul electric, fie printr-o injecție letală, fie printr-o altă modalitate, poate mai barbară, dar sentința aceasta nu se duce la îndeplinire în săptămâna următoare, ci câteodată între momentul dării sentinței, a rostirii sentinței și momentul executării ei, o să treacă ani de zile. Ani în care cel care a fost condamnat la moarte rămâne în celula lui și trăiește în așteptarea acelui moment cumplit, până și cei mai fioroși criminali se gândesc cu groază la momentul acela. Dar imaginați-vă dumneavoastră că într-o bună zi, în celula unui astfel de condamnat la moarte, intră un oficial, este însoțit de un gardian și se adresează deținutului dinăuntru și îi spune: a fost semnată pentru dumneata o grațiere. În după masa acestei zile vei primi hainele civile, vei putea ieși de aici, nu mai există nici o osândire în dreptul dumitale. Omul acela iese de acolo și parcă trăiește o viață nouă. Dacă vreți o experiență asemănătoare în plan spiritual, este experiența creștină. Toate lucrurile acelea care mărturiseau împotriva noastră, și vreau să vă reamintesc, Biblia spune limpede, plata păcatului este moartea. Toate lucrurile acelea au fost rezolvate odată pentru totdeauna prin jertfa Domnului Iisus, binecuvântat să fie El. Acum, pentru că datoria aceasta a fost plătită, pentru că osândirea care ne amenința a fost îndepărtată, Apostolul Pavel spune limpede și frumos în Romani, capitolul 8, că noi nu mai avem nicio obligație față de firea pământească să mai trăim după îndemnurile ei. De asemenea, Pavel spune că noi suntem chemați de acum să trăim o viață nouă, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Cu două săptămâni în urmă, tot într-o duminică seara, dacă nu dau greș, fratele Mircea vorbea din Galateni, capitolul 5, și spunea că noi acum nu mai putem face ce vrem, ci trebuie să trăim cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Nu mai umblați cârmuiți de firea pământească, ci cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Există acolo un verb foarte interesant, verbul a cârmui. Aici, în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, se vorbește despre călăuzire. Călăuzirea și cârmuirea sunt două realități care nu sunt identice. Călăuzire poate să fie manifestarea unei sfătuiri plină de intenții bune. Când cineva din afară, care știe mai multe decât tine și care vede în viitor, îți spune: nu fă asta, ci fă cealaltă.
călăuzirea are de a face mai mult cu sfătuirea. Te învață, te îndeamnă, te încurajează, te motivează, dar inițiativa, în cele din urmă, inițiativa ți aparține. Atunci când este vorba despre cârmuire, lucrurile sunt puțin diferite. Cârmuirea înseamnă ceva mai mult decât călăuzirea. Mi-aduc aminte, pe vremea când eram copil în casa părinților mei, mai scormoneam în cufărul cu cărți, pentru că părinții mei, neavând o bibliotecă, țineau cărțile familiei adunate, cine știe cum, într-un cufăr. Mi-aduc aminte de cufărul acela mare, din metal, când, cum emigranții care veneau în Statele Unite și se întorceau după vreme în România, își duceau lucrurile în cufările acelea, puteai să dormi într-un cufăr de acela mare, de metal, era destul de robust, destul de mare. Într-un asemenea cufăr, părinții mei țineau cărțile familiei și mergeam să citesc pe acolo. Una din cărțile copilăriei mele era o istorie a navigației. O carte parcă prea mare pentru vârsta mea. Am început să citesc ceva înainte de a merge la școală. Prima dată mărturisesc că m-au atras desenele din cartea respectivă. Erau acolo desenate primele ambarcațiuni și erau desenate în evoluția lor până prin anul 1962. De la trunchiurile de copac cu care se presupunea că oamenii din tâi traversau cursurile de apă sau lacurile și până la primele nave cu propulsie nucleară. N-aș putea să vă spun că am citit toată cartea aceea, dar peste pozele acelea m-am uitat. Aș vrea să vă spun că, de la un anume moment în istoria dezvoltării navigației, am constatat că navele aveau cârmă. Indiferent dacă era vorba despre nave cu vâsle, galerele romane, dacă erau nave care navigau folosind puterea vântului, prin pânze, sau mai târziu puterea aburului, puterea arderii interne, motoarele cu combustie internă, sau cele care aveau propulsie nucleară, aș vrea să vă spun că toate aveau o cârmă. Și iată aici Apostolul Pavel folosește cuvântul acesta. Și el spune că noi trebuie să umblăm cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Adică Duhul lui Dumnezeu vrea să exercite asupra noastră o influență chiar mai puternică, mai eficientă decât sfătuirea. Și sfătuirea este bună, dar atunci când este vorba despre cârmuire, asta înseamnă o acțiune mult mai eficientă, mai directă, mai puternică. Noi suntem chemați să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să exercite cârmuire asupra vieții noastre și zic, Doamne, dorim lucrul acesta pentru noi ca persoane și pentru noi ca biserică. Doamne, ajută-ne în aceasta. Apostolul Pavel în pasajul acesta vorbește foarte mult sau foarte insistent despre înfiere de asemenea. El zice, voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Duhul Sfânt ne aduce într-o relație de Tată-Fiu cu Dumnezeu. Și apoi se vorbește de asemenea că suntem, că Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Și în versetul 17 se amintește din nou copiii lui Dumnezeu. Și apoi se adaugă moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Apostolul Pavel vorbește în Romani foarte insistent despre o lucrare de înfiere. Dumnezeu nu doar că ne-a absolvit de vina pe care noi am acumulat-o prin faptele noastre, prin gândurile noastre, prin atitudinile noastre, prin cuvintele noastre, ar fi putut să facă lucrul acesta, să spună, am plătit datoria voastră, sunteți liberi, treaba voastră, de aici faceți ce vreți, că sunteți niște oameni neascultători, eu am rezolvat odată problema voastră, de aici înainte descurcați-vă voi cum vreți. Dumnezeu ne-a făcut nouă marea onoare să ne înfieze. Ne-a dat dreptul să-L numim Tată și să ne socotim fiii Lui și fiicele Lui. Despre conceptul acesta, Pavel vorbește unor credincioși care trăiau în societatea romană. Și dați-mi voie să vă spun, în antichitate, societatea romană era apreciată prin două lucruri deosebite. Odată, administrația romană, care era cea mai bine pusă la punct în comparație cu toate celelalte civilizații paralele,
Și în al doilea rând, prin sistemul legislativ. Romanii aveau un sistem de legi foarte bine pus la punct, impresionant. Doar evreii i-au depășit la capitolul acesta al legilor înțelepte, bune, drepte, pentru că ale evreilor aveau o vârșie divină, erau date de Dumnezeu. Și n-aveau cum oamenii cu mintea lor, oricât ar fi fost de înțelept, să gândească legi mai înțelepte decât legile lui Dumnezeu. Nu s-a putut și nu se va putea niciodată. Ei bine, vreau să vă spun în conceptul, în legea romană, conținută în cele 12 table, conceptul înfierii era foarte bine pus la punct și mult mai complex decât în oricare altă civilizație paralelă. V-am mai vorbit despre lucrul acesta și v-am spus că procesul înfierii la romani consta în două etape. Prima etapă se numea mancipatio, era etapa aceea în care un tânăr ieșea de sub autoritatea părintească. În societatea romană, un copil se găsea sub autoritatea tatălui lui nu până la 17-18 ani, ci toată viața cât trăia tatălui, atâta vreme era copilul sub autoritatea tatălui lui. În mod normal, copilul acela ieșea de sub autoritatea tatălui doar la decesul tatălui. Dar până atunci, tatăl, chiar dacă era înaintat în vârstă, chiar dacă sănătatea era șubredă, chiar dacă avea probleme de un fel sau de altul, tatăl avea autoritate de plină asupra copiilor din casa lui, avea drept de viață și de moarte. Autoritatea aceasta în sistemul legislativ roman se chema patria potentas. Dar s-au înregistrat cazuri în care un tânăr ieșea de sub autoritatea părintească cu acordul tatălui lui. Tatăl acela trebuia să îndeplinească o anumită formalitate reprezentată prin vânzarea de 4 ori a fiului său și răscumpărarea lui înapoi de doar 3 ori. Îl vindea, îl cumpăra înapoi, îl vindea din nou, îl cumpăra înapoi, îl vindea, îl cumpăra înapoi, îl vindea iar. Și asta înseamnă că dacă nu l-a cumpărat iar și înapoi, însemna că acel tânăr a ieșit de sub autoritatea părintească. Eu nu știu pentru care motiv cineva ar fi fost dispus să-l scoată pe fiul său de sub autoritatea lui. Știu motivul pentru care cineva ar fi fost interesat să învieze. Dacă avea doar fete, cum se întâmplă și în vremea noastră, auzi de un frate care are 7-10 fete și nu are copii. Și ar vrea să-i meargă numele și atunci încearcă cumva sau poate nu are deloc. Sunt situații și situații. Etapa a doua acestui proces al înfierii era etapa numită vindicatio. Un alt cetățean roman se prezenta în fața unui magistrat roman și făcea o cerere ca să-l înfieze pe tânărul care ieșise de sub autoritatea tatălui lui. În prezența 7 martori, magistratul roman cerceta cazul și dacă totul s-a respectat aidoma, în regulă, așa cum cerea legea, tânărul acesta era declarat ca și fiu al noului tată, dacă pot să mă exprim așa. Din această înfiere, după lege, rezultau mai multe consecințe, 4 dintre ele erau foarte importante. Întâi, el ieșea complet de sub autoritatea tatălui dintâi. Dacă vreodată îl întâlnea pe piață, pe stradă sau în piața cetății sau pe câmp sau în oricare altă parte, tatăl dintâi, de sub autoritatea căruia ieșise, nu mai avea nicio putere asupra lui, nu mai putea zice nimic, nu mai putea pretinde nimic. În al doilea rând, dacă în perioada de dinainte fiul acela contractase diferite datorii sau se făcuse vinovat de diferite lucruri și existau sentințe în dreptul lui, acum pentru că era înfiat, tânărul acesta era considerat o persoană nouă. Trecutul lui era uitat, șters, orice datorie, fie ea mare, fie ea mică, era șteasă, iar el putea să-și continue viața ca un om care n-a avut niciodată vreo datorie. A treia consecință era aceea că el intra sub o autoritate nouă. Tatăl acesta nou, tatăl adoptiv, să zicem, acesta avea acum drept de viață și de moarte asupra lui. Și o a patra consecință foarte importantă era aceea că el, în familia în care era intrat, adoptat, el avea drepturi depline cu eventualii copii născuți natural în familia aceea.
Niciunul dintre copiii naturali nu îl putea privi ca un frate de împrumut, ca pe moștenitor de mâna a doua. El era socotit moștenitor cu drepturi egale cu frații lui născuți de fapt și de drept în familia respectivă. Lucruri asemănătoare s-au întâmplat cu noi pentru că Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus, pe noi ne-a scos de sub autoritatea firii pământești. De aceea, firea pământească nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Pe de altă parte, tot ce a fost și eram datori să plătim noi, a fost șters, a fost îndepărtat și am căpătat dreptul să trăim liberi, ca și când niciodată n-a existat o acuzație împotriva noastră. În al treilea rând, noi am intrat sub o nouă autoritate și autoritatea aceasta este autoritatea Tatălui nostru Ceresc, binecuvântat să fie El. În al patrulea rând, noi suntem moștenitori împreună cu Hristos. Nu contează cine am fost până în momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos. Nu contează cum ne-am trăit viața, ce am făcut. După ce ne-am întâlnit cu Hristos, după ce am intrat sub autoritatea lui Dumnezeu, noi suntem moștenitori împreună cu Hristos, și îl binecuvântăm pe Tatăl nostru pentru lucrul acesta. Pavel vorbește aici despre o anumită lucrare de confirmare pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Spuneam mai înainte că etapa a doua a procesului de înfiere se desfășura în prezența șapte martori. Dacă peste ani se întâmpla ca tatăl adoptiv să moară și dintre copiii lui natural vreunul îi venea ideea că acest frate adoptiv n-ar avea dreptul la moștenire, se putea face apel la 1, 2, 3 sau până la 7 din martorii care poate se mai găseau în viață. Și oamenii aceștia pășeau înainte în fața adunării de obște și spuneau: noi am fost martori când s-a procedat conform legii, iar tânărul acesta a fost înviat și acum are drepturi depline. El are drept la moștenire așa cum au și ceilalți care îl contestă pe el acum. O lucrare asemănătoare o face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu confirmă despre faptul că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când lucrurile acestea sunt așa de clar exprimate în Biblie, eu mă mir cum de cred unii creștini că ei ar putea să fie mântuiți și fără să aibă confirmarea aceasta. Nu mergem prea departe cu mântuirea dacă încercăm să o ducem prin puterile noastre. Duhul lui Dumnezeu ne este dat, printre alte lucruri, și pentru a ne ajuta să ne aducem mântuirea noastră până la capăt, să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Că de aceea Apostolul Pavel spunea creștinilor: fraților, voi, prin Duhul, faceți să moară faptele firii pământești. Mă cu privire la firea pământească, aș vrea să mai adaug câte ceva și apoi mă voi apropia și eu de încheiere, pentru că nici eu nu vreau să fiu lung în seara aceasta, după cum nici dumneavoastră nu vreți că eu să fiu lung în seara aceasta. Sau vreți? Probabil că nu. Ei bine, când este vorba despre firea pământească, să știți că există o mare confuzie printre creștini, chiar și printre teologi. Confuzia a început cu multă vreme în urmă, cât am mai spus ceva despre lucrul acesta. Prin secolul V, înainte de Hristos, au început gânditorii greci să se întrebe de unde vine răul ăsta printre oameni. Și până la urmă, eu ajuns la concluzia că răul este legat de trup. Atâta au putut ei să meargă cu investigația lor, când aveau la îndemână ca unealtă de investigație mintea, rațiunea. Și au spus, omul este o ființă alcătuită din două ființe de fapt. E ca și un cal îmblânzit pe care îl călărește, duce bine, și un alt cal care este sălbatic, care este nerăvaș, te urci în spinarea lui și te trântește de pământ când îți este lumea mai dragă. Au numit asta rațiunea și pasiunea. De-a lungul secolelor care au urmat, au încercat să aprofundeze mai mult lucrurile acestea, dar n-au mers prea departe. În vremea lui Pavel, Duhul lui Dumnezeu îl lămurește pe Pavel și îl ajută pe Pavel să înțeleagă ceea ce n-au putut să înțeleagă toți gânditorii greci, indiferent dacă vorbim de Platon, de Socrate și de ceilalți care au fost după ei. Apostolul Pavel a întrezărit marele adevăr că firea pământească nu este unul și același lucru sau una și aceeași realitate cu trupul acesta, cum au crezut grecii. Grecii credeau că omul când moare, sufletul dintr-o dată
scapă de, din celula aceasta și o să fie fericit, cumplit de fericit. Numai că dacă nu te pocăiești, vei avea parte de altceva și prea târziu să mai întorci înapoi. N-ai cum să mai întorci înapoi. Lui Pavel, Duhului Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că în noi este o realitate pe care Pavel n-a știut cum să o numească altfel decât fire pământească. Nu este trupul acesta. Firea pământească se folosește de trupul acesta, dar ea însăși nu este trupul acesta. Și firea pământească luptă împotriva noastră și aceasta este, dați-mi voie să vă spun, dragii mei, cea mai grea luptă pe care noi o avem de dus cu noi înșine. Vorbeam de mult la telefon cu un cunoscut, cu un, să-l zic, numesc așa, un prieten, deși este mult mai în vârstă decât mine, un slujitor al Domnului care a studiat foarte mult Biblia, deși nu este cunoscut în mediile penticostale și nici în mediile baptiste. A trăit o vreme în Statele Unite, în diferite orașe, a trecut prin tot felul de experiențe și a învățat din toate. Omul ăsta, să știți că este o comoară de înțelepciune, am ajuns să-l suport. De câțiva ani s-a stabilit în România, într-un sătuc din județul Arad. Îl mai sun din când în când și acum, într-o zi, îmi spunea, frățiorul meu, mă tot lupt să înțeleg cum trebuie ultimul verset din Romani, din capitolul 7. Ultimul verset care spune, astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Aș vrea să vă spun, dragii mei, ceea ce nu putea să înțeleagă acest prieten al meu, ceea ce nu pot să înțeleagă foarte mulți teologi și cercetători ai Scripturilor, este faptul că firea pământească este cel mai redutabil dușman din noi. Și noi, prin puterile noastre, nu-l putem pune la punct, la locul lui, pe acest dinamic, numit firea pământească. L-am detronat, dar nu l-am putut scoate din noi. Și lupta aceasta continuă până când vom închide ochii pe pământul acesta și vom pune mâinile pe piept. Aș vrea să vă spun însă o veste bună. Cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, firea pământească poate fi pusă la respect. Poate fi făcută să moară. Face să moară faptele firii pământești. Nu-i mai dăm voie, pentru că Duhul Sfânt ne dă puterea de care avem nevoie în lupta aceasta. Slăvit să fie Domnul! Cu privire la moștenire, însă, vreau să vă spun. Oamenii lui Dumnezeu care au lăsat scrise învățături sfinte în Noul Testament, ei vorbesc la unison, pentru că Duhul Sfânt vorbea și printr-unul și prin celălalt. Și Petru spunea în primul capitol din prima sa epistolă că suntem chemați la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă care este păstrată în cerul pentru noi. Nu ea va veni la noi. Noi vom merge la ea atunci când va hotărâ Domnul. Îl slăvim pe Domnul. N-aș putea să vă descriu moștenirea aceasta. Îmi ajunge să citesc că este minunată. Îmi ajunge să citesc că este nestricăcioasă. Adică nu va fi afectată nici de inflație, nici de politicieni corupți, nici de, mai știu ce alte fenomene care pot să existe în lumea aceasta. Moștenirea aceasta este păstrată pentru noi. Și știți care este aceasta? Moștenirea împreună cu Hristos. Dacă pe El Tatăl l-a iubit așa de mult, imaginați-vă dumneavoastră că pentru El a păstrat cei mai frumos în cer și în universul acesta. Și aș vrea să adaug, pe noi ne-a chemat să fim moștenitori împreună cu Hristos. Dacă am înțelege noi acest lucru, n-am mai pune niciun preț pe ceea ce ne oferă lumea. Tinerilor, dacă ați înțelege frumusețea chemării lui Dumnezeu, ați căutat să faceți tot ce ține de voi ca să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Nu v-ați permite să vă compromiteți veșnicia și moștenirea aceea, mai știu eu, ademeniți de lucrurile pe care vi le oferă lumea. Lucrul acesta, să știți, este valabil însă pentru toți. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, pricepere, putere, pentru că în vremea aceasta să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne cârmuiască, pentru că în felul acesta să ajungem cu bine la capăt. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frate și surori.
Aș vrea să mulțumim în seara aceasta pentru binecuvântările Domnului, aș vrea să mulțumim pentru Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca purtarea noastră să fie așa cum a spus, ca niște copii al lui Dumnezeu înfiați de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru toate aceste lucruri și aș vrea să ne mai rugăm și pentru fratele Besoiu, care știu că pleacă în România cu sora Aurora, apoi fratele Gicu Bălă, care pleacă cu soția, cu unul din copii în România, nu știu dacă ne mai întâlnim până joi când pleacă, și pe toți cei care pleacă în România sau în alte părți în timpul vacanțelor, vreau să îi încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să îi păzească Dumnezeu la plecare, la șederea acolo și la întoarcere. Și Domnul să rămână cu noi cu toți. Amin. Să ne rugăm Domnului.